creșterea competenței profesionale a specialiștilor din sectorul medical în implementarea programelor naționale din domeniul endocrinologiei și diabetului zaharat, ENDODIAP, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. La proiectul nostru ENDODIAP de dezvoltare a abilităților celor care lucrează în domeniul endocrinologiei și diabetului avem o temă care ne copleșește și asta ține și din dezvoltarea sistemului de sănătate. Alături de mine, domnul dr. Constantin Cucu, șef de secție la Institutul Național de Endocrinologie C. Parhon. Are expertiză deosebită în acest domeniu și mulțumim mult pentru prezența în proiect. Da, este o dezvoltare de tip tsunami a acestui diagnostic de tiroidite cronică Hashimoto. În ce măsură există simptome specifice, în ce măsură pacienții vin alertați din alte direcții că au această patologie și cât de mult trebuie să considere că le afectează calitatea vieții, ce părere aveți? Din punctul meu de vedere, e foarte greu să-mi aduc aminte de o pacientă care a avut niște simptome, așa zis, caracteristice tiroiditei autoimune și care să fie luat pe calea obișnuită a medicinei. Am niște simptome, mă duc la doctorul care recunoaște aceste simptome și el vede că am boală acută. Adică am putea dezvolta tema circuitul pacientului cu tiroiditate Hashimoto. De unde începe? Încotro merge? În zilele noastre, țin minte că, că noi venim cam din aceeași mediu mai de mult înainte, era o problemă să-ți faci anticorpii, să-ți iei măsori. În ziua de astăzi au devenit niște analize care le fac foarte mulți oameni din prudență. Practic din prudență. Fără indicație medicală, își fac singură analiză. Indicație medicală, adesea își fac și la copii aceste analize. Am văzut, pentru că a intrat în ideea oamenilor că dacă eu am tiroidită autoimună și copiii mei vor face tiroidită autoimună, ceea ce are un pic de realitate cumva, în sensul că în timp ar putea să facă mai frecvent tiroidită autoimună copiii cuiva cu tiroidită autoimună decât copiii cuiva fără tiroidită autoimună. Mai ales dacă e vorba de fetițe. Doar că de aici s-a ajuns la practica în care iei copilul de 7, 8, 9 ani și îi faci ATPO, îi faci TSH și în care îți faci obsesiv ATPO și aici așa ajung cei mai mulți oameni până în cele din urmă la medicul de familie, arătând, domnule, mi-a ieșit ATPO mare. O primă problemă de interpretare pe care o văd eu este că oamenii, dacă, de exemplu, scrie că ATPO e până la 34, dacă e 35, consideră ca o boală. Ceea ce este de la început o exagerare, pentru că se știe că o parte din oameni poate să aibă niște titluri minimale de ATPO crescut. În general, eu privesc ca fiind diagnostic și sunt convins că pacientul respectiv are tiroidită autoimună, dacă undeva în jur de 100 sau, mă rog, dublu cel normal puțin, măcar. Dar aici e o chestiune de educație, în primul rând către colegii noștri din linia întâi, către medicii de familie, care n-ar trebui să alerteze, ci din potrivă să liniștească pacienții acolo care au să asemenea problema, profil de analize, pentru că nu stă în abilitatea unui pacient să interpreteze investigația. E adevărat, nu e vina pacientului, ci medicul de familie, cel care trebuie să zică, ok, am luat notă de această valoare un pic crescută, mai ești la alții, nu sunteți într-un pericol, că asta e până la urmă ce înțeleg oamenii, că sunt într-un pericol, și să-și pună mental medici de familie, că dacă unteți un ATPO pe undeva peste 100, da, bun, putem avea o problemă. Alt lucru care am văzut în opinia mea că se exagerează este repetarea obsesivă a acestui ATPO, care se face ATPO, ATPO și ATGL, că de fapt sunt mai mulți autoanticorpi măsurabili și istoric vorbim, primul a fost ATGL-ul care de-a lungul istoriei s-a măsurat. Apoi a venit ATP-ul, care este ceva mai sensibil și mai specific. Adică eu l-aș prefera dacă ar fi să aleg între astea două. Am avut cazul, probabil și tu, în care unul a ieșit normal și celălalt a ieșit crescut. În general, ce vreau să spun este că trebuie să fie crescute net, cât să fii sigur că e realmente o problemă. Și până la urmă, indiferent cât de mare ar fi, mari, dacă nu afectează profilul funcțional al tiroidei. A, da, asta e doar, să zicem, un motiv să știi că ai putea avea ceva.
ulterior da. Să le tot repeți permanent, să le tratezi, adică să pleci de la ideea că, bun, acum eu iau tratament și în urma tratamentului o să scadă ATP-ul ca și cum lucrul ăsta este foarte vital. Nu, în primul rând, din același sânge, sunt absolut convins, dacă dai la laborator diferit, ar putea unul să arate 800, unul să arate 200, în funcție de criteriile și laboratorul respectiv, nu fără arta niște fluctuații reale, propriu-zis. În urmă, mesajul important ar fi că boala tiroidită Hashimoto este o boală autoimună în care patologia e, de fapt, cuțintă pe tiroidă, dar cauza e sistemul imun. Da. Și acest sistem imun rămâne așa cum avem anticorpi dacă ne-am vaccinat de hepatită, avem anticorpi dacă ne-am vaccinat de o patologie, avem anticorpi specifici pentru acea problemă, așa avem și anticorpi antitiroidită oxidază care pot rămâne într-un titru mare o perioadă foarte lungă fără însă să afecteze funcțional capacitatea tiroidei de a produce hormoni. Doar 5%, 10% din cei care au ATP-ul crescut sunt în momentul în care face evaluarea într-o stare de hipotiroidism. Asta nu înseamnă, sigur, cauți la fiecare pacient cu ATP-ul crescut și politica mea e să-i chem anual să vedem ce se întâmplă, dar nu mai des de anual și nu încep un program de tratament strict pentru a scădea ATP-ul, deși sunt citate anumite posibilități de a influența, de exemplu, tratamentul cu seleniu pare că ar putea rezulta după unele studii în scăderea ATP-ului. Sau cu vitamina D. Sau cu vitamina D. Unii implică, dar aici n-am găsit atâtea dovezi că dieta fără gluten. Doar că mie mi se pare că cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla până la urmă, prin condiția ta de om cu ATP-ul crescut, este să devii dependent de un medicament, să începi să iei un tratament de acum, timp de 5 ani, 10 ani, ca pe urmă să nu mai fii dependent de alt tratament, nu mi se pare o politică bună. Deși e adevărat că seleniu, de exemplu, care e foarte folosit și de colegii noștri, poate să amelioreze această autoimunitate în măsura în care merită cu adevărat o implicare care înseamnă medicamente în fiecare zi, analize, etc., să faci chestia asta. Da. Dincolo de investigațiile hormonale și plasmatice, există și imagistică. Și ori de câte ori avem un ATP mai mare, recomandarea este să se facă o ecografie tiroidiană și sigur că evaluările astea sunt în paralel. Cam care ar fi frecvența recomandată la o persoană cu tiroidită documentată doar printr-un titru mai mare de ATP cu funcție tiroidiană normală? Deci, pentru că mulți se plâng de... Ecografia tiroidiană făcută cam o dată pe an, să zicem, o faci la început, pentru că, bun, de principiu palpezi pacientul și dacă ai făcut chestia suficient de mult, îți dai seama dacă e cineva care are o problemă tip tiroidă mare, nodul, intră în altă căprărie. Dar să spunem situația normală în care nu vezi că ar fi ceva crescut sau simți tiroida un pic mai fermă. O măsori. E bine să o măsori la început. Aici e un prim blocaj, că apar permanent mici noduli de câțiva milimetri. Acești noduli sunt o overdramatizație, adică pacientul, dacă i-ai spus sau simte că are noduli și nu explici tu și asta trebuie să facă medicul de familie, dom'le, niște noduli milimetrici nu sunt în mod particular, nu riscant să fie cancer, ba dimpotrivă, în context mai degrabă, nu sunt cancer decât sunt cancer. Altfel, pacientul o să dezvolte repede tot lucrul. Unul că o să creadă că are ceva periculos și să caute din doctor în doctor, cheltuind timp, resurse, degeaba. Doi la mână să înceapă să simtă lucruri în gât, pentru că și limba sa românească, se senzația de nod în gât care o ai când ești îngrijorat de ceva și nodulul care ți l-a spus la ecograf și fără să vrea mintea, am impresia la foarte se face o legătură. Face o legătură, zice, simt un nod în gât. Asta cu nod în gât e ceva, într-adevăr, foarte des povestesc pacienții, dar nu trece prin operație, pentru că nu e legat de asta. Și la ce, semnificativ, la cei mai mulți pacienți care îmi povestesc despre asta, ei și-au dat seama că au nod în gât de-abia după ce, prin diferite motive, și-au făcut o ecografie care le-a spus că au ceva tiroidă. Deci, dar revenind la întrebarea ta, da, o dată pe an e suficient, pentru că, într-adevăr, tiroidita autoimună poate să ducă în timp la o funcție mai proastă a tiroidei inițial, evidențiabilă printr-o gușă care tinde să crească. Și dacă ești în situația asta, dacă tiroida, știți, tiroida se poate măsura ecografic și în urma măsurătorului se poate cuantifica foarte mult cât de mare e. Și atunci ecografia față de palpare îți aduce că, domne, are acum 10 ml și peste un an are 12 ml. Și atunci, chiar dacă nu e gușă, vezi că merge într-o direcție și poți să iei la rigoare tratament. Gușile și astea prin tiroidita autoimună pot răspunde la un tratament cu Eutirox, pe care, să zicem, îl dai ca să scazi TSH-ul și să se reducă gușa când e nevoie. Dar nu trebuie exagerat. Și nu se dă ca să scadă ATP-ul. Adică nu e o țintă în sine. Da, dacă are gușă o persoană și o gușă incipientă, e probabil mai bine să dea. Se poate discuta de chirurgie în Hashimoto?
Și dacă da, ce proporție? Poate discuta de chirurgie ca o excepție. Nu se poate discuta ca o chirurgie din prima, adică... Pentru că mulți pacienți vin îngrijorați, exact. Uite, am nodul, trebuie să merg la operație. Exact, problema asta se pune frecvent. Uneori merg direct la operație, fără să treacă pe la noi. Da, e ca și cum ei cred că au o condiție care, în mod inexorabil, merge spre operație și că atunci se trebuie să găsească cineva să opereze cât mai repede. Și de fapt, de drept, asta ar putea fi cel mai mare rău care îl pățește unul cu tiroidită autoimună, că dintr-un om care, dacă n-ar fi avut disponibil ATP-ul lângă casă, ar fi fost un om fericit care ar fi trăit până la 80 de ani, devine un om care e fericit până la 80 de ani fără dor și podă, luând levotiroxină în fiecare zi. Adică se exagerează foarte mult. Și aici ar fi, într-adevăr, până la medicul de familie, până la studenților învățăm, trebuie să, primul rând, să spui, nu, niște noduli mici înseamnă foarte rare ori cancer. Dacă se poate întâmpla unul cu tiroidită autoimună să aibă și un focar canceros, se prea poate. Asta s-au mai văzut cazuri. Și, dar trebuie să aibă niște caracteristici, să fie mare, să fie suspect prin ceva, nu pur și simplu doar că există acolo niște noduli milimetrici. Ca regulă generală, niște noduli milimetrici, dacă n-au niște elemente foarte particulare de risc pe ecografie, calcificări, margini, ceea ce rare ori au, în principiu nu trebuie privit ca niște leziuni, nu trebuie numărați, cum mai fac mulți pacienți, numărați medici, urmăriți fiecare în sine ca și cum ar fi o problemă și tratați în mod deliberat. Da. O altă chestiune, e adevărat extrem de rară, este afectarea cerebrală, afectarea în așa zisa encefalopatie Hashimoto. De fapt, e o boală autoimună. Această boală autoimună are mai multe ținte și e posibil în context tiroidian autoimun să fie atacat și creierul? Există această entitate pe care totuși nimeni n-a recunoscut că s-ar trata cu eutirox sau că ar fi prin ceva, dar în care se asociază titluri mari de ATP-o și tiroidită Hashimoto cu o afectare adesea gravă a creierului. Cu indicație sigur de urmărire într-o evaluare neurologică. Care are o cauză autoimună, dar care este evaluat neurologic mai degrabă. Da. Și răspunde bine la corticoterapie sistemică, sigur, e altă zonă. Dacă ai pus problema, o întrebare care o aud de la mulți pacienți cu boală autoimune tiroidiene, cu tiroidite Hashimoto vorbim noi, dar mai sunt sigur și Bazedov și Mixedemo, că dacă fac și alte boli autoimune și da, există un coeficient de a face și alte boli autoimune, nu e atât de mare pe cât par a crede pacienții, adică nu ești predispus propriu-zis sau e inexorabil că vei face. Dar sunt boli autoimune mai multe în exces, în special artrită reumatoidă poate să fie în exces și cu tiroidită autoimună, vitiligo, anemie pernicioasă, iarăși este destul de, adică o boală autoimună în care un factor intrinsec din este afectat autoimun și rezultă într-un tip special de anemie tratabil cu vitamina B12, care este o asociere destul de caracteristică. Miastenia gravis, un procent din pacienți poate să facă miastenia gravis ca să văd cele neendocrine. Și mai sunt bolile endocrine, adesea asociate în sindromul policlandular autoimun de tipul 2 sau tip 3. Și atunci a răspuns, da, e nuanțat, sigur, dacă ești... Mulți pacienți vin de la artrită reumatoidă, au artrită reumatoidă și caută reumatologul și vede că au ATP-ul crescut și ajung la noi, de exemplu. Da. Mulțumesc foarte mult. E un subiect inepuizabil, tiroidita cronică și numărul de pacienți, la fel. Mulțumim. Creșterea competenței profesionale a specialiștilor din sectorul medical în implementarea programelor naționale din domeniul endocrinologiei și diabetului zaharat, EndoDiab, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020.